Rămâne să vedem. Am trecut de primul tur 6 parcursuri pentru sportivii noștri. Am văzut și un pic de fum alb în spatele liderului nostru, iar acum Buzurin încearcă o depășire pe exterior pentru locul al doilea. Se apără însă foarte bine Maxian și experiența sa își spune cuvântul când vine vorba de această competiție. A reușit foarte bun acolo Buzurin cu modelul alb-albastru, însă Maxian este unul din oamenii ce au fost prezenți alături de cei mai buni europeni. Se bagă pe interior în acest moment și avem depășire pentru locul al doilea. Oh, se lovește acolo de mal Buzurin. Maxian reușește să treacă, din păcate însă, iată, incidentul. Se lasă cu o roată ruptă pentru Buzurin German și mai mult ca sigur vom avea parte de steaguri galbene și poate chiar de o manșă întreruptă aici pentru sportivii clasei 8. Haideți să-l susținem un pic pe German Buzurin, are nevoie de acest lucru. A fost o manevră foarte frumoasă acolo de depășire efectuată de către acesta. Când forțezi însă, face parte din lumea curselor acest tip de abordare curajoasă. Și, din păcate, iată, această primă cursă de calificare este încheiată pentru Buzurin German. Mergem mai departe, rămânem în prim plan cu al nostru Igor Kardashuk. Iată, vorbim de o cursă foarte bună pentru Ceban. Ne pregătim să ajungem în turul final al acestei prime finale și de-abia am început lucrurile aici în campionatul de autocross din Republica Moldova. Rămânem așadar cu Ceban în frunte. Vă spuneam, două motoare de motocicletă propulsează acest buggy fenomenal. Iată un derapaj amplu și partea interesantă, aș spune eu, autocrossului este dată de faptul că circuitul nu este la fel niciodată pentru oamenii ce sunt prezenți alături de noi. Vorbim de o adaptare în pilotaj pe care trebuie să o realizeze sportivii acestui campionat. Suntem pregătiți acum așadar de cel mai important moment al acestui weekend. Finala clasei cu numărul 12 se va desfășura în doar câteva momente. Ruslan Ceban, câștigătorul primei curse, pleacă din centru. Adversarul său și campionul de anul trecut, Vadim Vasiu, pe culoarul din dreapta. Să vedem cine va avea parte de întâietate pe acest start. Plecare foarte bună pentru Vadim Vasiu, când câștigă acolo și Ruslan Ceban să rămână în față. Oh, îl atinge acolo și avem răsturnare pentru Ion Godoroja. Răsturnare acolo în primul viraj pentru Audiul 90 al pilotului ce se afla pe prima poziție. Vom avea steag roșu cu siguranță în urma acestui incident. Se afla acolo în partea din față Ruslan Ceban după start. A intrat acolo și nu a mai avut loc, pur și simplu, Ion Godoroja pe interiorul acestui viraj de stânga. Îi rugăm pe spectatori să rămână la locurile lor și vom avea oficiali care vor ajunge rapid în zona acestui incident de pe virajul de stânga. După cum vă spuneam, îi rugăm încă o dată pe toți spectatorii să rămână la loc și să permită accesul smurdului, accesul ambulanței. Sper să fie vorba doar de o verificare de rutină și nimic mai mult. Ion Godoroja, după cum vă spuneam, omul ce a lovit acolo malul de interior și a fost, iată, răsturnat. Da, așteptăm dintr-un moment în altul să primim informații. Și le mulțumim pe această cale
autorităților pentru că sunt prezente alături de noi. Le mulțumim celor de la ambulanță, salvatorilor, le mulțumim carabinierilor, le mulțumim oamenilor de ordine pentru că ne ajută, sper din tot sufletul, ca totul să fie doar o sperietură, iar ambulanța să meargă pentru verificările specifice până la urmă unui incident, așa cum a fost acesta din primul viraj. Da, așa cum vă spuneam, dragi prieteni, am avut parte de o intervenție a ambulanței, doar în cazul în care s-ar fi întâmplat ceva. M-am uitat acolo și Ion Rodorojea, pilotul acestei mașini, este în regulă. Vom tracta modelul Audi 90 coupe, după care vom avea parte de restart. Îmi pare rău să vedem acest incident, din păcate scoatem din ecuația luptei pentru victorie unul din principalii contracandidați la prima poziție, omul care s-a luptat pentru podium și pe prima trecere, iar Ion Rodorojea este scos acolo în decor.